Noi la Delfinariul Constanța avem un proiect european, se numește Delphi, care presupune înlocuirea actualului sistem de filtrare, cel care l-am și dezafectat, cu un nou sistem de filtrare printr-un proiect european de 500.000 de euro valoare. Filtrare care va fi foarte, foarte bună, foarte modernă, foarte, foarte utilă nouă. Ei bine, până când se introduce noul sistem de filtrare, o lună, două luni de zile când durează construcția și amenajările și dările în funcțiune și etc., am introdus un sistem de filtrare provizoriu de la acvariu. Acesta l-am achiziționat pentru acvariu și va face și el la acvariu apă foarte curată. Sunt două module de câte două filtre. Unul deja este pus la bazinul central și îl puteți vedea la acvariu și uitați-vă la ce calitate are apa de la bazinul central. Astea vor ajunge și ele la acvariu după ce își fac treaba aici. Iar acum le folosim aici din cauza faptului că, cum spuneam, avem nevoie de perioada asta intermediară. Sistemul ăsta presupune filtrare cu zip. Acum fac o spălare inversă. Nisipul din când în când este spălat invers. Se operează pe manual. Și acum apa murdară intră în acest canivou și se spală filtrul. Se spală filtrul, spălarea durează undeva la câteva minute. După câteva minute de spălare a nisipului și apa murdară se duce imediat în pe evacuare. Nu se poluează în natura, un mijloc de filtrare care se ajunge la noi. Se oprește, se trece pe clătire. Clătirea înseamnă eliminarea supernatantului a apei de deasupra filtrării, timp în care se asigură și sedimentarea materialului filtrant, după care se reîncepe filtrarea. Toate aceste operațiuni se fac manual în acest sistem de filtrare, vor fi automate la sistemul nou de filtrare pe care l-am și la Delfinariu. Este noua, cum să spun eu, tehnologie de filtrare a apelor, tehnologie care vine din lumea piscinelor. Ați văzut și câte piscine moderne în ziua de azi și ce apă curată au și nu mai clorinează la nivel de 1,5 ppm, ci merg sub un ppm, un parte milion. Noi clorinăm la 0,3 ppm, fiindcă avem animale și animalele să fie foarte puțin afectate de clor și de aici nu se simte clorul în aer. Și în procesul ăsta trebuie să avem o filtrare performantă și asta o vom avea.